Bun găsit la emisiunea Studenții de Ieri, eu sunt Silvia Gherasim, iar astăzi în platou avem invitat un student chiar de ieri, Adrian Militaru, bine ai venit în platou. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. De ce am zis că ești chiar de ieri student, că ai fost? Pentru că doar acum câteva zile am avut absolvirea și chiar când mi-ai spus că voi fi invitat la emisiunea Studenții de Ieri, mă gândeam dacă nu s-ar potrivi mai bine studenții de azi, având în vedere că îmi continui studiile la master. Ok, dar ai absolvit și ai fost un adevărat student, un exemplu atât pentru studenții, colegii tăi, cât și pentru altă populație. Te-am invitat în special pentru că ai intrat primul la facultate și ai terminat tot primul. Cum de s-a întâmplat lucrul ăsta? Ca o mică provocare, ca să spun așa, undeva în liceu, în clasa 11 sau a 10-a, cred mai exact. Spune-ne și liceul. Grigore Moisil din Timișoara. Of course. Țin minte că i-am promis mamei că îmi doresc să intru în primii 10 din facultate și în cele din urmă a devenit visul meu de a intra primul. Ai vrut dintotdeauna să dai la poli? Adică nu era nicio îndoială? Da, mi-am dorit să continui studiile. Îmi plăcea foarte mult matematica în liceu, însă trebuie să fiu sincer și să recunosc că la un moment dat mă gândeam să merg și la medicină, însă mă bucur că până la urmă am rămas la planurile inițiale. Și ca să revin la ce spuneam anterior, am reușit să intru primul la facultate și îmi spunea un prieten, chiar când eram fericit pentru admitere, că da, e bine că am intrat primul, însă e posibil sau foarte probabil ca pe parcurs să îmi piară motivația și să nu reușesc să rămân la fel de ambițios pe parcursul celor 4 ani, mai ales dacă mă voi și angaja sau îmi voi găsi alte planuri. Însă mă bucur și sunt recunoscător tuturor celor care au contribuit la devenirea mea. Ok, hai să luăm cu începutul. La ce facultate ai studiat la Poli? La Automatică și Calculatoare, la secția de Calculatoare și Tehnologie Informației. Bine, și ce te-a motivat? Cum de ți-ai păstrat motivația să-i tot dai înainte, să înveți, să ai rezultate bune? Cred că este foarte ușor să ai rezultate bune atunci când faci ceea ce îți place. Dacă faci cu pasiune și și dacă te și pricepi puțin. Cu siguranță e nevoie și de 1 sau mai mult la sută talent, însă zic eu că ambiția sau motivația sunt cele care primează. Și atâta timp cât îți dorești să devii mai bun, mai devreme sau mai târziu vei deveni. Ai vorbit despre mama ta, că a fost o provocare împreună cu ea. Părinții tăi te-au susținut în domeniul ăsta? Au vrut medicina? Nu. Părinții mei m-au susținut indiferent de ce mi-aș fi dorit eu să fac și m-au încurajat indiferent de ce domeniu mi-aș fi propus eu. Deci da, m-au susținut. Eu asta mi-am dorit și atunci m-au susținut. Ce ți-a plăcut în facultate așa de mult? Ce materii? Ce profesori? Poți să dai și nume. Nu ne supărăm. În primii ani eram mai apropiat, bineînțeles, de cunoștințele din liceu. Și în liceu eram olimpic la matematică, deci matematica era pasiunea mea prioritară în anul întâi. Însă, ulterior, am descoperit și programarea, am început să și lucrez în domeniu, am aflat mai multe despre aplicațiile web sau programare orientată pe obiecte, însă, fără urmă de îndoială, profesorul care m-a format cel mai mult este coordonatorul meu de licență și este domnul Udrescu, profesorul la care voi și ține laboratoare începând cu anul acesta. Ai dezvăluit un secret acum, a? N-am vrut să mergem chiar așa departe, dar o să revenim asupra acestui subiect. Și spune-mi, te rog, care materii ți-au dat bătăi de cap, dacă a fost vreuna în timpul studenției?
Adică acum un an, doi. Sau chiar în urmă cu câteva luni. În ultimii doi ani nu pot spune că am avut o materie care chiar să-mi dea bătăi de cap, pentru că, așa cum probabil știi, la noi la Poli, în ultimii doi ani îți poți alege materiile și am ales să studiez, evident, domeniile de interes pentru mine. Însă, poate, în primii doi ani, materiile de electronică sau electrotehnică erau puțin mai greu de înțeles din prima. Și cum le-ai abordat? Ce ai făcut? Ce soluții pentru cei care o să întâmpine aceleași probleme, că bănesc că nu e singurul? Cu siguranță laboratoarele m-au ajutat foarte mult, pentru că în momentul în care vezi practic ce se întâmplă, îți e mult mai ușor să înțelegi și rezolvi mult mai ușor problemele și până la urmă orice materie de fizică pornește de la un fenomen care se întâmplă în realitate și odată ce vezi la laborator cu ochii tăi planșeta sau efectiv componentele ce se... Real life. Exact. Totul se rezumă la niște calcule și niște formule pe care trebuie să le aplici. Ok, trebuie să știi și formulele, asta e partea a doua. Mă gândeam acum cât de importante sunt sau cât ți-au lipsit ție, că bănuiesc acum pe perioada pandemiei nu ați făcut laboratoare fizic. Nu. Și cât de importante crezi că sunt pentru cei care studiază așa ceva? Se pot ține și online cu succes sau crezi că trebuie să fii prezent fizic la... asemenea laboratoare? Nu e întrebare capcană, să știi. Nu e întrebare capcană, pentru că aceeași întrebare mi-am pus-o și eu la începutul pandemiei și deși eu eram anul 4 și pandemia a început când noi deja ne pregăteam lucrarea de licență și cumva toate materiile pe care le aveam erau materii de software, deci se puteau ține cu lejeritate în modul online. Mă gândeam la colegii mei din anul 1, anul 2, care trebuie să priceapă și fizic ce se întâmplă acolo și chiar cu unii dintre ei am vorbit și mi-au spus că unii dintre profesori au găsit alternative și au găsit tool-uri online pe care le-au folosit sau s-au filmat în laborator sau au găsit alte experimente deja poate chiar mai complexe decât cele pe care reușeam să le vedem noi în anii anteriori în laboratoarele de la noi și lucrurile până la urmă și-au găsit o rezolvare. Cred că orice soluție, orice problemă mai exact, o putem privi ca pe o provocare și să ajungem să beneficiem de pe urma ei. Asta este filozofia la ta preferată, nu? Asta cu problemele și cu soluțiile. Am văzut că ai scris și pe social media despre asta. Ai întâmpinat multe probleme în facultate? În facultate nu. Poți să răspunzi cu da sau nu? Nu. Nu. A fost ușor? Nu a fost. Nu. Nu a fost ușor mereu, însă dacă ar fi fost ușor, poate nu ar fi fost la fel de frumos. Ce îți imaginai tu că vei găsi în facultate atunci când ai intrat la facultate, știi, primele zile? Wow, Poli! Și cum a coincis cu data finală a facultății, știi? Cum s-a schimbat viziunea ta asupra cursurilor, asupra ceea ce ai făcut? Nu seamănă deloc, nu-mi imaginam Bănuiesc. Că se vor schimba atât de multe sau că mă voi schimba atât de mult. Cred că cu toții, pentru toți reprezintă acești 4 ani o transformare. Îmi imaginam că va fi un liceu mai greu. Îmi aduc aminte primul semestru și orarul și... Îmi vine să râd, iartă-mă. Liceul e atât de ușor. Da, e ușor. Dar la facultate am încercat să activez și în ligă și să îmi dezvolt și latura aceasta cu aptitudinile sociale, să cunosc oameni, să interacționez și cred că m-am dezvoltat și pe partea asta. Am încercat să profit și să mă îmbunătățesc pe cât mai multe planuri. Am avut ocazia de fiecare dată. Ce ți-ai dorit
să urmez după ce termin facultatea, în afară de continuarea studiilor cu masterat și, mă rog, predat, altceva, ce îți închipui tu că ai vrea să faci acum când ai terminat o facultate? Când o să fii mare, ce o să te faci? Nu știu ce se va întâmpla, știu ce poate îmi doresc acum. La începutul anului 4, așa cum ți-am spus, aveam toate materiile opționale și aveam la multe din acestea proiecte. Și în momentul acela m-am gândit că aș putea face câte un proiect mic pentru fiecare materie sau aș putea dezvolta un proiect mai mare pe care să-l continui la mai multe materii și din diferite unghiuri să contribui la aceeași lucrare. Și ca să revin la pasiunea din liceu și la medicină, am început un proiect, proiectul meu de diplomă, la care am lucrat cu încă un coleg. Este o aplicație mobile ce facilitează comunicarea doctorilor și a pacienților. Mamă, ce trend ți-ai și ales-o! Și așa, ca un obiectiv personal, ca o țintă de-a mea, îmi propusesem să fac toate proiectele cu aplicabilitate în medicină. Mi se pare că e de interes, sau cel puțin mie mi se pare foarte interesant. Ce cool! Și ce face aplicația asta mai exact? Permite doctorilor să se autentifice, să-și vadă lista cu toți pacienții și mai mult decât atât, să le introducă medicația direct în aplicație, iar pacienții să își poată vedea medicamentele și să primească notificări pe telefonul mobil în momentul în care trebuie să și le administreze. Asta ar fi funcționalitatea de bază, însă, așa cum îți spuneam, am lucrat la ea cu încă un coleg. Colegul meu se ocupase de înregistrarea vocală a medicației, iar eu m-am axat mai mult pe o componentă de machine learning ce studiază, dintr-o bază de date, interacțiunile medicamentoase, oferindu-le doctorilor posibilitatea să vadă, în cazul în care vor să recomande un anumit medicament, dacă acel medicament poate afecta negativ pacientul, bazându-se pe alte medicamente pe care pacientul le ia în momentul de față. Deja sună foarte complicat. Și cum te-ai descurcat la treaba asta? Ai avut nevoie de sfatul unui medic? Mai multor medici? Cu siguranță. De asta l-am ales pe domnul profesor Udrescu. Știu că dumnealui se ocupă de aplicații în acest domeniu. Dumnealui ne-a pus în legătură cu al doilea coordonator științific al lucrării, profesorul Sârbu de la medicină, și cu ajutorul lor și a informațiilor dintr-o bază de date publică, online, am prelucrat informația și am reușit să ducem la un produs finit într-o variantă incipientă în momentul de față. Nu este folosită nicăieri, însă nu se știe niciodată. Excelent! Bun, și pe mai departe, ce-ți propui? Lucrezi undeva? Ai un job? Da, de 2 ani și jumătate. Să nu-mi spui nume de firmă, doar ce faci? Da, facem aplicații web și, deși studiile mi le voi continua... De 2 ani? Da, de 2 ani. Deci de la 20 de ani? Mai devreme? Puțin mai devreme. Puțin mai devreme, wow! Și îți continui studiile cu un master? Da. În ce domeniu? Tot în machine learning, așa cum v-am spus, adică studiul acesta al mașinilor care vor să învețe, pornind de la niște date, să obținem noi interacțiuni, noi... Mi se pare că ești foarte deștept. Deja încep să mă pierd printre mașinării și calculatoare. Să-mi spui, te rog, care crezi tu că a fost cea mai mare provocare pentru tine în ultimul an, având în vedere și contextul nebuniei, pandemiei, care a fost cea mai mare provocare pentru tine? Ce a fost cel mai greu? Ce a fost cel mai complicat? Nu cred că pandemia a reprezentat așa o mare provocare. Păi, că pentru toată lumea a reprezentat pentru tine. Însă pentru noi nu, pentru că noi... Lucrând în acest domeniu, am avut posibilitatea să ne continuăm munca de acasă și, deși socializarea cu colegii de la lucru și
ajutorul pe care ni-l ofeream unii altora în echipă este mai greu de oferit în mediul online. Până la urmă nu văd pandemia neapărat ca o așa mare problemă, cel puțin pentru noi. Însă o altă mare provocare a fost o alegere de-a mea. La începutul anului 4 am început să coordonez un proiect de la Ligă și Liga AC Labs. Și cea mai mare provocare era să mă împart între facultate, voluntariat și lucru. În primul semestru, atunci am simțit, nu știu, m-am simțit cel mai aglomerat, însă îmi amintesc cu drag de acea perioadă și am avut chiar noroc că exact la finalul părții fizice a proiectului pe care îl coordonam, a început pandemia și cumva nu am fost împiedicat să ne ducem la bun sfârșit planurile. Ce faci tu în timpul liber? Nu-mi spune că tot aplicații și te uiți pe calculator și te joci. Ce hobby-uri ai? Ce-ți place? În puținul timp liber, cred că am aceleași hobby-uri ca oricine. Nu cred. Ba da, petrec timpul liber cu prietenii, mergem în oraș, mă uit la filme și încerc cât mai mult să nu stau pe telefon sau... Serios? Da. Și cum reușești? Îți impui tu treaba asta? Am spus că îmi doresc, sau, nu și reușesc de fiecare încerci, dată. Da, încerci. Sau ai aplicația din aia, știi, care îți spune cât timp stai pe social media sau online și te anunță, te avertizează. Ai așa ceva? Am avut la un moment dat, dar după aia primeam prea multe notificări și da, am șters-o. Hai, nu se poate. Ok, și cum reușești, cât reușești să-ți acorzi ție pe zi? O oră, fără să stai cu telefon? Da, poate și mai mult. Da? Da. Ceva sport faci? Mișcare? Da. Bicicletă? În timpul liber, da. Uh-huh. Și unde îți place să activezi prin oraș? Că acum nu mai e voie să stai niciunde înăuntru. Ești în natură sau îți place orașul așa, ca terase? Mă plimb pe oriunde găsesc și poate mai mult înainte de pandemie, da, găseam și activități mai interesante decât acum când suntem restricționați. Însă... Te descurci, da. Cumva. Am vrut să te întreb despre predatul la studenți. Cum crezi că o să fie? Cum ai vrea tu să fii ca profesor? Că o să fii în cadrul didactic, nu? Cu siguranță în facultate am avut atât de multe modele de așa da. Și așa nu, poate. Uneori. Și cu siguranță am anumite obiective sau anumite puncte pe care cu siguranță vreau să le aplic. În primul rând, mai ales având în vedere faptul că sunt aproape de o vârstă cu colegii exact. Mei. Nu o să te ia în serios, o să te ia la mișto. Nu, deloc. Sunt sigur că vom fi colegi și voi putea învăța și eu de la ei, la fel cum și ei de la mine. Am mai răspuns provocării de a ține laboratoare și în trecut, însă doar pentru una sau două săptămâni. Însă atunci era studenților de anul întâi care... Și cum a fost? A fost foarte, foarte interesant și îmi plăcea foarte mult că erau interesați și primeam foarte multe întrebări. Ce ușor! Păi așa e ușor! Să te duci, mana, întrebați-mă că eu vă lămuresc! La ce te așteptai, scuză-mă? Mă așteptam să, nu știu, fie... Să decurgă laboratorul foarte repede, însă, din contră, chiar primeam multe întrebări și sper că i-am lămurit. Ce ai predat? Ce urmează să predai mai exact? Urmează să predau Code Design Hardware Software studenților de anul 4. Wow! Excelent! Bun, și asta cum o să se întâmple? Fizic sau online? Se va întâmpla online. Și acum fiind începutul de semestru, chiar vorbeam cu domnul profesor zilele acestea, la fel ca și mine anul trecut și colegii mei, va trebui să pregătească un proiect până la finalul semestrului.
Evident că le voi prezenta mai multe domenii în care pot, mai multe aplicații pe care le-ar putea dezvolta, însă având în vedere că eu mi-am început lucrarea de licență la acest laborator, chiar le voi povesti mai multe în detaliu despre lucrarea mea. Wow, sună super interesant. Dar de unde a venit? Din partea ta sau ți-a propus cineva să predai laboratoarele? Având în vedere că mai fusesem și înainte, dar da, atunci la alte laboratoare, la alți profesori, de data aceasta propunerea a venit din partea domnului profesor, care m-a încurajat și așa am ajuns. Dacă o să-ți placă, poate cine știe. Rămâi în colaborare cu UPT-ul în continuare. Spune-mi, Adrian, care este abordarea ta față de viață în continuare? Ai vrea să faci o carieră fulminantă din a face aplicații? Da, cu siguranță. Mă văd în domeniul acesta al calculatoarelor, însă nu știm niciodată ce ne rezervă și nu aș spune nu oricăror provocări. Ah, foarte frumos. Eu cred că ăsta oricum este absolut viitorul, fără nicio îndoială, tot felul de aplicații pentru tot felul de treburi și uite, dacă îmi vine o idee, aș putea să apelez la tine. Cu siguranță. Nu știu, pentru orice domeniu. Știi că mai sunt oameni cu idei, dar nu știu tehnic cum se face treaba. Da. E bine, dacă aveți idei, aici este Adrian să vă ajute. Poate business, de ce nu? Îți mulțumim că ai fost în platou și îți doresc mult succes. Chiar ești un băiat deștept. Cu ce notă ai terminat facultatea? Am luat 10 la lucrarea de licență. Normal. Dar nu consider neapărat notele ca fiind ceea ce contează cu adevărat, ci lucrurile pe care am avut ocazia să le învăț în timpul facultății. Foarte bine, îmi place răspunsul tău. Mulțumim, Adrian, pentru că ai fost în emisiune. A fost Adrian Militaru la emisiunea Studenții de Ieri. Eu sunt Silvia Gherasim și până data viitoare aveți mare grijă de voi. La revedere!